loc ședința extraordinară convocată de data Consiliului Local al orașului Comănești. Sunt prezenți 19 consilieri, din care 14 prezenți fizic în sală, iar 5 prin intermediul online. Domnul Berea, domnul consilier Berea, domnul consilier Constantin, domnul consilier Lazar, doamna consilier Negrea și domnul consilier Tibor. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, vă spun și eu. Și bine ați venit la ședința convocată astăzi pentru următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea ASCL numărul 22 din 31.03.2023 privind predarea către Compania Națională de Investiții, CNISA, în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR componenta C15, educație, investiția 1, construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții, construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maxim 4 grupe, 40 de copii în orașul Comănești de Bacău. Valoarea investiției este de 11.186.810 lei. E vorba de schimbarea suprafeței pe care noi am predat-o deja către Compania Națională de Investiții, în vederea realizării acestei creșe, și suprafața respectivă care am stabilit-o, care am putut-o preda atunci, era aceea pe care o aveam într-un număr cadastral, intabulat o suprafață de teren mai mare. Pentru că trebuie să predăm suprafața exactă cât este solicitată prin proiectul de investiții, să modificăm suprafața și să dăm exact 2700 de metri pătrați. Atât este suprafața acestui obiectiv pe care trebuie să-l construim. Și punctul 2 pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, aferent proiectului reabilitare, modernizare și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Popescu Comănești, cod SMIS 124361. Și aici mai apar niște modificări de sume care se mai completează și nu peste mult timp vom mai face o ședință și din nou vom actualiza sumele după ce vom veni cu acele completări la problema legată de rezistență, de placa de rezistență și de structura de rezistență pe care o construim la școala Ciprian Popescu. Cam atât, domnul președinte. Mulțumesc! Bună dimineața, răspund și eu și bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată. Pentru început, spunem la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Primul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 22 din 31 ianuarie 2023 privind predarea către Compania Națională de Investiții CNISA în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR, componenta C15, educație, investiția 1, construirea, echiparea și operaționalizarea 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții, construire, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maxim 4 grupe, 40 de copii în orașul Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat la Deci acest proiect, domnul ședinte, acest proiect a fost dezbătut, aprobat. Investiția este deja aproape în faza de licitație. Drept pentru care noi trebuie să aprobăm doar suprafața de 2700 de pătrați, din tot atât am aprobat și atunci, dar era, facea parte dintr-un lot cadastral cu o suprafață mai mare. Eu nu era la Șipoten și dacă schimbam suprafața, ca să vă spun și secretul, se schimba numărul cadastral.
pe care l-am dat. Și atunci apăreau probleme și discuții că de ce s-a schimbat numărul cadastral, ca și cum s-ar fi schimbat locația. Noi n-am schimbat locația, am schimbat doar numărul cadastral. Doar numărul cadastral fiind o suprafață mai mică din lotul acela mai mare. Mai aveți neclarități? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem mai departe. Al doilea punct și ultimul pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu Comănești, cod SMIS 124361. Dacă mai sunt discuții, și acest material a fost prezentat anterior în comisie, dacă mai e ceva de spus, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Trebuie să vă spun că probabil vom avea multe ședințe extraordinare sau de îndată, pentru că ni se dau termene foarte strânse. De exemplu, astăzi era termen limită și dacă nu făceam această ședință, noi pierdeam un proiect. Deci nu-ți discută. N-ai făcut, n-ai rezolvat, ai pierdut proiectul, la revedere. De aceea trebuie să fim atenți, să nu pierdem aceste obiective, pentru că așa cum am văzut că se iau de râdere construirea bazei sportive, tot pe CNI, ca și această creșă, tot pe CNI se construiește. Și prin CNI, prin Compania Națională de Investiții și cofinanțarea de la bugetul local este zero. Deci noi nu punem de la bugetul local niciun leu. Nici la creșă, nici la baza sportivă Vermeș. Ca să ne înțelegem. Și dacă refuzam să facem baza sportivă Vermeș, nu puteam ca să obținem acei bani pentru altceva în comunitatea noastră. Ca și dacă refuzam această creșă, dacă nu vroiam să o facem, nu puteam ca acești bani de la creșă să fi făcut altceva cu ei. Se făceau aceste 110 creșe în România. În alte localități. Punct. Se construiesc aceste baze sportive, din care face parte și Comăneștiul, într-un număr de, în România, 20, 30, nu știu câte ori fi, câte baze sportive se fac în România. Dar este una din aceste baze sportive care se construiesc în România. Refuzam. Foarte bine. Dacă ai refuzat, se duc în altă parte și construiesc în altă parte. Nu zice, nu mai vrei bază sportivă? Foarte bine, n-ați bani, fă ce vrei cu ei. Nu există așa ceva. Ai fost pe fază, ai zis, da, ai avut condiții, îndeplinești condițiile, toate. Ai nevoie de creșă? Da, avem nevoie de creșă. Ai teren? Da, am teren. Pentru investițiile astea este necesar să asiguri terenul și utilitățile. Apă, gaze, curent electric, ce este acolo. Asta este obligația noastră. Cofinanțare de la bugetul local este zero. Dacă nu mai sunt alte întrebări. Cred că, nu știu cum stăm, dar poate dacă noi mai întâlnim, poate ne vedem la ziua eroilor de înălțare. Vedeți cum aveți disponibilitate și fiecare. Da, cu ședințarea. 25 mai. Pe data de 11, 12, 13, 14 mai are loc campania de sterilizare. Văd că se face tam-tam mare când o femelă umblă cu... Face nuntă. Și un haos pe Facebook, din nu se mai poate. Vai, 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 nu mănâncă câinii, vai, 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 vai. Câinii au fost, sunt și vor fi. S-au înmulțit, se înmulțesc și se vor înmulți. Nu știm dacă Dumnezeu a făcut întâi omul și după aia restul ființelor. Sau restul ființelor și după aia omul. Sau noi ne arugăm dreptul de a fi singuri și unici pe pământ. Nu știu.
ca autoritate locală, ca și comunitate locală, ne-am făcut îndatorirea și ne facem din toate punctele de vedere. Suntem singuri din zona asta care avem adăpost pentru câini. Avem adăpost. Am adunat toți cățeii din oraș. De 10 de ori. Am adunat mii de câini. Exact ca și cum unul își poate crengile din curte în fața casei și îi spui, băi, n-ai voie să scoți crengile din curte. Taie-le, pune-le, fă compost, fă foc cu ele la aragaz, la frigider, la ce vrei cu acolo, cu... fă-ți mâncare. Și, sau în curte, fă-ți, puneți niște chilostei și fă... să pun. Și el la a doua zi scoate iar crengi. Tu iar îi duci și el iar te scoate. O stop, eu scoate crengi. Dar nu este obligația noastră ca să îi luăm lui crengile de la poartă. Este obligația lui să nu mai scoate crengile la poartă. Înțelegeți? Dar pentru să trebuie amendați, dar e foarte greu să prinde pe cei. Amenzele sunt foarte mari. De la 5.000 de lei la 100, la 12.000 de lei. La 50 de milioane în sus. Nu sunt numai oameni înstăriți care au câini așa. Sunt și amărăți din aceștia care nu au nici... Da. Din ce trăi de pe azi pe mâine. Îi dai amendă și amenda vine fix la bugetul local, tot aici la noi, și ne înglodăm noi în datorii, în sume care le avem de recuperat. Cu asta ne înglobăm. Domnul primar, dacă tot îi prindem pe ăștia din oraș și sterilizăm, nu îi mai dăm drumul iar, domne, în oraș. Domnița, te pun șef. Nu mă pun șef, eu am un cuit. Hai să spun. Te pun șef la tot ce înseamnă când, cu semnătură, curățat orașul. Semnează aici, vezi un câine. Dăm o tură perfect, vezi un câine. Semnează aici, niciun câine. După aia, în două săptămâni, în trei, într-o lună, o să spui șeful, dar o apărut câine. Așa o să spui. O apărut câine. Păi să ia de atunci? Nu, îs alții. Păi eu ce zic, să dispare aceștia care i-a venit foarte, foarte mult și mari, domn primar. Foarte mult. Dimineața când deschidem... N-ai adunat semnături din Porunța Iași ca să dispară câinii? N-au dispărut câinii? N-au dispărut câinii. Câinii nu vor dispărea, domnul Tomița, decât când va dispărea cu pământul ăsta. Dacă noi îi prindem pe ăștia, îi sterilizăm și îi dăm drumul iar în oraș, iar îi prind oraș. Dar nu îi dă drumul nimeni în oraș. Știți care sunt le dă drumul în oraș? Care vine unul și bate cu... pumnul acolo, că-i câinele lui, să-i dai drumul la câine, că-l are el și moare fără câinele ăla. Sunt care vin și revendică să-i să dea drumul la câine, că-l îngrijește și că are grijă de el și nu știu. Atât. Dar dacă este evitat, ăla măcar nu se mai înțește. Da. Nu mi-e fie mai are în orașul și câine. Și sunt câini mari, pentru că omul, pe om, acel câine l-a slujit și când a rămas gestant sau îmbătrânit, l-a scos pe stradă. Este unul aici în... Când foarte bătrân. Eu când ajung dimineața când deschide în centru, pe ușor 25, la mine la piață 20. Sunt mare, sunt foarte mare. Sperează Dumnezeu să apuce să muște un copil, tot să cavră pe el. De asta, propunerea mea, bun, să nu se dea, dar nu se dă cu mai bine. Dar de unde credeți că sunt 1000 de câini în adăpost, domnul? De unde credeți? De unde credeți că sunt câini? Dumneavoastră știi ce înseamnă să hrănești zilnic 1000 de câini? Știu că am fost. Știi ce înseamnă să le faci curat la 1000 de câini pe zi? Știi ce înseamnă să le dai apă și mâncare la 1000 de câini pe zi? Știți câți bani am cheltuit la bugetul local pentru asta? Zero. Zero lei, domnul Tomița. Dumneavoastră ați fi în stare să faci așa ceva? Pământul ăsta, cât trăim, cât existăm noi. Să poți să faci așa ceva, ați fi în stare. Păi oamenii nu sunt în stare să-și mai țină câinele propriu care le-a slujit o viață întreagă, îl scoate în stradă pentru că e prea păcălut. Pleacă în străinătate și vine și spune, domnule, vreau ca să-mi luați câinele, pentru că eu plec în străinătate. Și râde băiatul de la noi, că zice, domn primar, și de ce am zis ce? Zice, i-am zis, domnule, dar găini, curci, rață, ceva n-ai? Păi dacă pleci în străinătate, alea mor în curte de foame. Păi dă-mi și alea, dai numai câinele. De ce îmi dai câinile și rațele le mănânci la tale? Eu tot ce faci cu ele? Cum adică ce scoți câinele în drum? Vin cu cutii de căței
de la Slău, de la Agăș, de la Dărmănești, vin ca să îi aduc aici și pune pe prispă, zice, dom'le, te rog să-mi iei căței, pentru că... Dar de unde ești? Păi, de la Slău. De la Palanca. De la Palanca. Păi și de ce îi aduce aici? Pentru că aici este adăpost. Aici este adăpost. Ei nu au adăpost, nu au nimic. Noi să vă dați seama în ce film jucăm noi aici. Și culmea, cei din oraș, care sunt cei mai suferinți din punctul ăsta de vedere, sunt atâțați. Primarul, primarul, oameni buni, veniți să vă deschid ușile de la mine, de acasă, de unii vreți dumneavoastră, dacă eu am un câine, să mă împușcați pe mine. N-am câini, eu nu scot câini, eu nu produc câini. Câinii sunt produși, se mulțesc din curțile oamenilor. Și păi să ia, păi i-am luat, băi, dar de unde avem o 1000 de câini la adăpost? De unde avem? De avem din... Toți acești câini au venit din curțile oamenilor. Pentru că nu sterilizează lumea câini. Și au sterilizat o mică parte, au început de atâția ani de zile când, de când o sterilizăm. Și de asta facem campania asta. Dar vedeți dumneavoastră că ăștia care latră în ghilimele pe Facebook, nu-i vedeți să latre acum când avem campania? Toți sunt cu capul la nisip, cu, nu scoate un cuvințel. Nu are treabă nimeni cu câinii. Au treabă doar când vede o cățea în căldură și atunci, uitați, nu mai mâncă, nu mai putem, ne mănâncă câinii. Vă mănâncă dacă nu aveți suflet și inimă. Câinii nu mănâncă oamenii care au suflet și care au inimă. Să știe toată lumea asta. Un câine când se dă la un om, ăla are inimă rea. Ăla are suflet rău. Dar un copil, păi, are suflet rău. Copiii trebuie să fie educați, să știe să se apere, să știe să vorbească, să fie și... Am o nepoțică de 2 ani, domnul Domița. Nu există câine când ies în oraș la plimbare cu fiica mea și cu genele, în București, să nu se ducă să nu-i pună, să nu mângâie un câine pe, pe crește. Nu există. Să trage într-un natura, să ducă să nu mângâie. Acela nu va fi un copil care îi va fi vreodată frică de câine. Dar dacă îl ții, îl ieși, îl tragi, nu coace, nu pune mâna, fii atent, fii murdar, fii nu știu ce are, fii bolnăvel. Păi, gata, el e un... Deci nu așa trebuie să învățăm copiii să trăiască. Suntem unici. Nu suntem unici. Dumnezeu nu a făcut omul ca fiind unica ființă pământoasă. S-a făcut o grămadă de vietăți. De la gândaci și la... până la... elefant și ce-am mai făcut. Dar o să... să convingă lumea. Nu o să uiți ce era din spate de aici la poliția locală. 4 căței. Eu omor căței. Câini mari. Eu omorât cu o treabă, nu știu cu ce. Și cea care era suferindă, era vorba de fata lui Neafănică, Chelaru. Ea era plângea după ei, pentru că îi îngrijea, îi dădea mâncare. Și automat le-a murit. Era distrusă. Aia la alți care vroiau ca să dispară câinii, triumfau. Uite, așa făceau. Au trecut 2 săptămâni și au apărut niște dulăi acolo. Mamă, ce dulăi au apărut. De asta vă zic, domnul Tomița. Hai să vedem acum, facem curățenie, nu va mai fi niciun câine în oraș. Cât timp? Vă întreb eu, cât timp? Cât o să aducă, domn primar? 3, 4, 10, prinde și pe aia și prinde până... Și până când? Până la ce sumă? Deci cât credeți dumneavoastră? Până la 2 milioane de câini, câți? 2 milioane. Păi da, dacă avem 1000, domnule, dar nu este niciun adăpost cu 1000 de câini și de sub acolo. Știți treaba asta? Dumneavoastră știți treaba asta? La nivel de țară, discutăm ce-i vorba de la noi aici și așa. Nu-i frumos, nu vreau să nu suporte la câini. Îi suport și critică. Domnul Domnița. Mizerie peste tot. Da, știu. Păi, du-te în parc un copil. Toată mizeria de la câini, să usuc, bate vântul, duce în nas la copilul ăla acolo și mie și la dumneavoastră și la tot. De ce nu luați atitudine, domnul Domnița? De ce acum când este campania de sterilizare, de ce nu mergeți și le spuneți? Băi, du-te și sterilizează scrinele. Dar nu, știți, eu am vorbit și trimit, mereu și am și pe geam pus și mi-a scris dumneavoastră și...
așa mai departe. Deci eu nu sunt din ăla care... Domnul Tobița, după campanie nu va mai fi niciun câine. Nu e. Păi știți că nu e adevărat, că nu se poate. Nu e adevărat. Păi apar, dar pornind senin. Pentru că au legea lor câine, domnul Tobița. Un teritoriu este delimitat, unde locuiesc, trăiesc și conviețuiesc 10, 7, 9 sau 3 câini. În momentul în care e ridicat de acolo, locul lor se ocupă în secunda 2. În secunda 2 se ocupă locul. Pentru că populația de la țară, în special, și de pe Valea Muntelui, nu conștientizează că trebuie să șterizeze câinii. Și ei se înmulțesc numai în orașul Comănești sunt 100 de femele care poate să nască pui. Într-un oraș întreg, sunt 100. Mult mai mult, nu? Bun, dar punem 100. Dacă dă naștere de două ori pe an, la câte 5 pui, 5, 5, 10, dar îi fac și 12, poate să facă la 100. Da, dar e problema asta. Dacă fac, stați așa un pic. Dacă fac de două ori, 5 plus 5, 10, ori 100, să fac 1000 de câini numai de la 100. Dar de ce? Moinești nu are un câi, Termănești nu are un câi. Da, cine v-a zis? Eu. E? Ia că eu vă zic că au câmpune. Hai să mergem acum, ne urcăm. Eu v-am luat în mașină și v-am arătat adăpostul și ați avut surpriza neplăcut. S-o vedeți pe soția mea cum cărea alături la câini cu două găleți. Vă cred, eu nu m-am angajat acolo, nu lăsam acolo soția. Păi, dar nu, dar n-am angajat-o. Ea este, nu este angajată. Ea o face din propria ei dorință de a face ceva pe pământul ăsta. Pentru niște ființe. Sunt metode și diferite moduri ca să scăpăm de ei, fără să-i omorâm. De ce nu facem noi la primărie aici, că este legea, să facem niște padocuri, nu deranjăm pe doamna Miron. Facem niște padocuri, este serviciul de, nu știu cum Dumnezeu îi zice, să angajează 2-3 oameni care să aibă grijă de ei, sunt niște bani care putem să investim, să îi dăm mâncare și nu știu, care e bolnav. Să dispară și așa mai departe, să strâng. Dar așa dacă lăsăm în fiecare zi, de pe o zi, pe alta, că mai aduc și alta, într-adevăr, să aduc. Că văd cu apă și la mine, pe acolo, prin lăloaia. Dar trebuie făcut ceva, nu trebuie să trăim cu impresia că trebuie să fim... Domnul Tobița, degeaba tot țâpiu la rugăla, că uite cât ce apă curge acolo, trebuie să oprim robinetul. Dacă nu oprim robinetul, dacă nu stârfim cauza, degeaba tot culegem câinii. Păi, dar dumneavoastră ați început să vedeți acum când noi ne chinuim de 20 de ani cu câinii ăștia? Bă, dar acum, dar de când tot zic eu? Nu văd asta. Păi, vreau să știți ce calvar avem noi cu câinii, ce bun că avem noi. Tocmai, hai venit să facem ceva, ca să ne ajutăm unul pe altul cu niște idei, să scăpăm de ei într-un fel. Noi mai fi 200 din oraș, ori fi numai 10, 15. Mai bine, mai avem și poliții să urmărească. Mașinile care intră în târg, pe acolo, pe acolo, după ce se termină târgul. Se duce acolo și-l lasă, într-adevăr. Din mașină. Deci să mai urmărească și ei, și noi, și el, și tot. Să facem ceva, e urât, e... Mai ales e oraș turistic. Vine unul altul, vine de pe final de tot. Vă deranjează că este oraș turistic? Vă deranjează? Nu! Vă defavorizează în vreun fel? Vă dezavantajează? Dar în momentul când vin... Că și treaba asta a fost-o că-i luat în derâdere. Că uite, suntem oraș turistic și nu scriu ăsta. Eu nu am telefon, nu scriu, nu mă interesează. Eu mai... Eu spun ce văd eu, concret. Păi ați început o treabă și n-ați terminat-o, domnul Tobița. De 10 ani ați început-o. Ați început să rezolvați problema câinilor de acum 10 ani. Ce ați rezolvat până acum? Domnul primar, nu depinde. Sunteți consilier local. Ce ați rezolvat de atunci și până acum? Nimic. Nimic. Și vă dau voie să faceți fiecare ce vreți. Nu vom rezolva nimic. Decât atunci când deținătorul câinelui este responsabil și va steriliza propriul câine din curte. Și atunci încă mai are nesimțire în el, că asta nesimțire se cheamă. Când îmbătrânește, îl scoate pe stradă. Și atunci mai are. Da, într-adevăr, este și asta. Și sterilizat, poate să fie și sterilizat să umble pe stradă.
Dar dacă e și nesterilizat și umblă și pe stradă, păi câinii ăștia care au fost fotografiați de voi, știți de unde sunt? Sunt din curțile oamenilor. Cățeaua care este în căldură acolo, în zăvoi, este o cățea de rasă. Știți treaba asta, domnul Domnule? Dar de unde știți că e? Păi dar au fost oameni și au văzut-o. Păi să-l amendăm de ăla să satul în aia, să mi-e. Păi îl amendăm, dar până găsim acum este cumva. Păi știți că știți. Păi au văzut cățeaua care era în nunta respectivă, că este o cățea de rasă, câine de rasă. Câine de rasă de așa, da, nu este din câini mai de rasă. Cui și e prin coate, măi, ce-i de ce-i de se practică această metodă. Cei care au câini de rasă îi lasă pe stradă, se liniștesc și barăș crește îi pui. Da, așa fac. Păi nu. Și câinii care sunt la nuntă, nu sunt toți mai danesc. Da. Sunt și din curți. Da. Pentru că femeia eman un miros de la hormone care e emană și ea s-a adunat câinii pe o rază de nu știu câți kilometri. La, pe strada Ciobănuș, la capăt, la limita cu Asău, au apărut alaltă ieri 12 cățeluși mici, aduși din Asău, că nu cred eu, aici, la bază. 12 cățeluși. Eu aș da cu Tomița numai două luni, s-o bine. Dar eu am câinii mei, eu am... Două luni, în două luni, zice, domn primar, să rămână, mă iertați. Eu am câinii mei. A fost o doamnă din, din învățământ, de aici, din Comănești, care mi-a făcut scrisoare deschisă. Și m-a făcut troacă de coace. După care, că câinii, că ne mănâncă... Iubitoare? Era iubitoare de animale. Că am lăsat oamenii din primărie să-i otrăvească, că... Tot felul de minuni. Și am zis, doamnă, dar nu sunteți iubitoare, de ce nu vă ocupați? Păi știți că eu ne ocupăm, eu cu soțul, facem drege, nu da și are niște cățeluși pe acolo, e deja. Și a cumpărat un teren, proprietate, și a dus toți câinii pe care îi iubea ea și care aveau ei așa arondați pe acolo, pe lângă bloc, pe lângă casă, pe lângă servici, pe lângă nu știu cum, vreo 35 de câini. Stați de vorbă cu ea acum să vedeți ce impresie are. Total diferită față de cum vedeam. Ați dat exemplu... Deci nu s-a rezolvat nimic. Domnul Fărin Pichelare, dacă o iubit atât căței și ea, pe cine a luat care are curtii, să ia să-i pun în curtii, să-i îngrijească, să-i dea mâncare și nu știu. Pe cine a lăsat în... La vremea aia... La vremea aia era... La vremea casă, a luat curtii. Nu, eu am vorbit de fica dumneavoastră. Păi, fica lui Domnul... Ea nu avea casă. Ea, la vremea aia, locuia la bloc. Bun, și... Nu avea curtii dincolo. Deci nu e așa, nu spune, ei sunt indiferent, domn primar. Asta este adevărul. Cine? Bă, ăștia care zic că iubesc, nu știu, îi lasă acolo, îi dă ceva mâncat și lasă. Dar dacă ai curtii, ia-l și pune-l în curtii și îngrijește. Nu lăsam pe problema câinilor este o problemă. Dădea la televizor acum într-o zi, nu știu din ce localitate, n-am reușit să-mi dau seama, dar cred că era o comună, după cum arăta. Și tot la fel. Lua interviul la oamenii, plin de câini, plin de câini. Dar duceți-vă dumneavoastră prin satele astea pe aici. Să vedeți dumneavoastră ce e pe la curțile lor. Duceți-vă seara, la... treceți cu mașina și vedeți pe la toate porțile plin de câini pe stradă. Și de acolo provin câini. Migrează, vin spre oraș, aici e lume mai multă, sunt iubitori, le mai dăm mâncare. Da. E unul, doi, să zic. Și ca naiba, când mi-o spart magazinul, nu o să vin niciunul la voță care mi-o spart magazinul. Păi, și atunci mai și mai faci... Păi atunci poți să reproșezi ceva? Dar asta când treci omul distrat, tot ce era o... Păi, vezi că nu puteam să reproșeam, deci totuși s-au purtat civilitate. Da, da, da. Naiba, la ora 4... Știi de ce nu s-au dat la cei care au spart? Doamnă, doamnă, țară. Vreți să spun secretul? Nu erau țăcani. Ba da. Păi înseamnă că s-au îmbrăcat cu haine din România. Și-o lua haine noi. Și-o lua haine noi. Pentru că mirosul îi stârnește și îi provoacă. Deci eu... Vreau să văd. Vreau să văd. Vreau să văd. Acești câini care sunt în zonă de aici, mai apar după ce sunt sterilizați. Da, apar, Tomița, apar. Tot de așa? Da, dacă îi duci la depost și îi sterilizezi, nu mai apar.
Îi duci și spui, eu sunt Tobița, am adus 5 câini ăștia să freacă toată ziua în jurul magazinului meu. Îi duci și duci și predai la adăpost. Te duci dincolo la blocul ăla, băi, care îi grijiți câinii aici? Eu. Vino în pace. Îi iei și duci la adăpost. Și predai la adăpost și la revedere. Vezi dacă mai vezi unul pe acolo. Asta e procedura. Păi dați mașină, dați băieți care vin în câini și furtuneze. E bine. Îți dau. Da, să ții mari lucru. Domnul Vici și cu, domnul Vici și cu doamna secretară, e cam vrei că e. Cam film aici, vă spun eu. Dar vreau să vă convingeți. Eu o să fac experiența asta. Am spus-o și eu o voi aplica, să știți. Nu ne costă mult, este investiție minimă. Voi cumpăra plase de gard. Și voi face niște mici țarcuri, cum sunt țarcurile de gunoi. Dar uite, chiar așa, după ce facem noi programul cu insule ecologice, plasele de gard care le aveam acolo și mai completăm și facem niște țarcuri. Și câinii din toate incintele de blocuri, unde sunt, acolo sunt trei câini. Pac, i-a băgat acolo, le facem trei cotețe. Păi îi sterilizăm, îi sterilizăm, îi vaccinăm tot. Și ba îngrijește că sunt oameni de la blocuri care au grijă de ei, iubitori, cum să nu țin. Și le dăm cheia de la padoc, încuiat, cu lacă. Le dăm cheia, poftiți, asta e cheia dumneavoastră. Ei le vor duce mâncare, apă. Ca să vedeți că acei căței au fost adunați toți acolo. Ei, vreau să văd eu, din momentul acela, ce veți zice de câinii... Nu am mai văzut așa ceva într-un oral. Râde din lumea din noi. Păi așa râde lumea din noi că am adunat 1000 de câini și tot prin orașul de câini, în același lucru. Dar nu-i vede nimeni la adăpost. Dar așa îi facem pe fiecare locație câte 5-6 câini acolo, 2, 7, 10, cât sunt. Și îi punem acolo frumos, cineva să aibă grijă de ei, sunteți de acord să dăm o hotărâre de consiliu ca așa? Nu. Atunci luați-i acasă. Și puștile este, nu, dar nu îi facem într-un bloc, îi facem într-un loc. Separat și adunăm de acolo și îi punem din coace. Păi da, dar oamenii vor să ia aibă lângă. Lasă-i mai bine cât vor, 10-20. Aia 10-20, aia 10-20. N-au nici să-i spune. Păi da, dar după ce îi vom băga în acele țarcuri, o să vedeți că în jurul țarcului vor apare alți și alți și alți câini, pentru că ei delimitează teritoriul. Așa e. Ei, dacă i-ai luat teritoriul, vor fi alții în jurul țarcului care delimitează teritoriul. Și atunci, lângă țarcul ăla, facem un alt țar. Și adunăm și pe aia. Și veți vedea că peste o lună, două, apar alții în jur. Și mai facem un țar. Și facem tot Corbăneștiul plin de țar cu domnul Zomit. Păi așa. Păi dacă să vă fac să înțelegeți ce se întâmplă, care e fenomenul. Ar trebui să facem un padoc cu 1000 de câini și lângă padocul cu 1000 de câini să mai facem un alt padoc cu 1000 de câini. Și lângă padocul ăla de 1000 de câini să mai facem încă un padoc cu 1000 de câini. Și atunci ar trebui ca toți primării, toți instalează primăriei, instituțiile din oraș, toți agenții economici, să îngrijească câini. Dacă așa se vrea, păi, dar așa nu e condiții în care se poate scăpa de câini. Putem scăpa de câini dacă îi sterilizăm, domnul. Păi se sterilizează și dumneavoastră a zis că tot o cum ai zis. Domnule, eu de când sunt primar am sterilizat peste 2000 de câini. Am sterilizat peste 2000 de câini. În campania asta, acum, numărul de medici care vor veni și ceea ce campania care a făcut-o, sperăm să sterilizăm cel puțin 500 de câini. Da, chiar, apropo de asta, nu facem mai multe puncte pentru sterilizare. Nu o să vină la din trafă. Ba da, facem 25 de puncte. Păi nu, dar o să vină la din trafă. Da, ați fost vă dat la operație, v-ați operat vreodată în viața asta. Face o sală de operații, una la spital și mai face una pe la care, una pe la Loaia, una pe Șupan. Dom'le, este o sală de operație unde se operează. În urmă operație are loc o perioadă post-operatorie, care sunt îngrijiți, care sunt tratați, care... Crezi dumneavoastră că medicul ăla, păi dacă aș face așa, aș steriliza 10 câini, atât. Noi sterilizăm 500 de câini. Deci, procedura se face ca și cum mai face într-un spital. Nu mă duc la poartă la ăla,
Locuiește o bătrână, dar ea nu vrea să vină, o zis să-l sterilizăm la poartă la ea. Stau medici acolo, la poartă la ea, cu toată aparatura, cu tot, și după aia stau 24 de ore ca să aibă grijă de câine până își revine, sau 12 ore, cât este. Așa se face? Așa de dat cu părerea toți să-ți pricepuți, dar la realitate, la să-i propui în fața faptului, prinente, gata, o murit pe loc. Nu știe să mai dea, te răspundă două vorbe. Nu-i vina ta, așa spunea că își cumpără, să vină să cumpărăm de aia, mobilă, de sterilizat. Dar ce să-mi duci din Lăloaia până aici? Ce? Doar nu-l trimiți la București. Acum, ce spunea cineva, te duci un câine de la Bacău, la București, la... nu știu ce... Un câine duce, dar nu știu pentru ce. Nu știu, pentru că operații, ceva, nu știu ce. Și avea nevoie de mașină, de, nu știu, de la Bacău la București. Păi asta e traseu. Dar știți că au venit oameni din București cu cățel, după ce am dat anunț că avem adepoși și asta, m-am trezit la poartă cu domnul și cu doamna, cu mașina, 300 de kilometri. Bună ziua, bună ziua. M-am adus și noi în cățel, am arăt. Da, dar de unde sunt? Păi de la București. Dar cum de-ați dat de noi? Am văzut reclamă, am văzut că aveți adăpost. Da, lăsați-l. Nu a trecut două săptămâni, trei, hop, cu alt câine. Dom'le, dar dumneavoastră credeți că noi n-avem câine la Românești aici? Era doamna Loto, de câte ori făcea un drum de București, venea cu câte un câine. De prin stația Peco, de prin benzinării, de prin nu știu unii de la McDonald's, și câte ori era una mără, uite frumoase, ce frumoase. El dă și el preda la nevastă mea. La soția mea, preluarea unei câine este valabilă pentru tot restul vieții câinelui. Până moare. Nu că ai ținea 5 zile. Dar dacă vă duc eu să-mi țineți, să-mi țineți mie 10 câini, timp de o lună de zile, domnule. O să spun, domnule, vă rog, pedeapsa mai mare ca asta nu există. Dar ia 1000 de câini. Două tone de mâncare pe zi mănâncă, domnule. Două tone de mâncare numai să o încarci, să o descarci. Dar s-o și fierb, domnul Comisar. Că nu merge decât, trebuie să o lungești cu ceva, trebuie să-i mai pui, că-i pui și restul de pâine, de mai știu eu ce, ca să faci o mâncare care să fie și gustoasă și câinii sunt foarte bine întreținuți. Îți grași, deci că-s la nu știu ce. Merge și vedeți. Să poți să întreții 1000 de câini timp de o zi, timp de două zile, timp de trei zile, timp de o lună. Nu știe nimeni ce înseamnă lucrurile. Dar, veți avea ocazia să știți. Că nu o să fiu nici eu veșnic, nici soția mea nu va fi veșnică. Veți rămâne cu câine la poartă. Mamă, mamă, ce vă vor face câine. N-ai voie să-i omori? N-ai voie să nu știu le faci? Tratează-i, îngrijește-i. Eu de dimineață și până seara acasă discut despre câini. Ce tratament i-o dat la câini? Ăla? Ce cu uite, fii atent. Dacă eu mergeam la un cabinet veterinar, câinile ăla m-a costat 500 de lei, m-a costat 300 de lei. Câinile ăla așa. Și uite, l-am tratat, vede la televizor diverse emisiuni, uite, și eu am tratat un câine de ăla. Exact l-am avut, l-am tratat eu. Pentru că de câte ori au venit medici, au învățat. Uite, face asta, face asta, face asta. Avem și medici veterinari, se mai consultă. Dar vreau să vă zic că este o chestiune de suflet, domnule. De suflet. Dacă ai suflet și vezi, vezi. Dacă ai suflet, vezi și o furnică în existența ei, cum se mișcă, cum care, cum duce, cum se agită, ce face. Dacă nu, omori tot în jurul tău, nu te interesează nimic. Ce să vorbim? Este viața atât de scurtă încât nu am avut timp să o înțelegem. Din păcate. Mulți dintre noi. Mulți dintre noi mor cu o ură în suflet pe care nu știu dacă măcar își dau seama că au acea ură. Se duc cu acea ură. Pământul înghite tot. Înghite și oamenii buni și oamenii răi și câinii și animalele și tot.
Eu vă mulțumesc frumos. Deci care, cine dorește să se implice, îi rog respectuos ca în perioada de campanie să punem cu toții umărul, să sprijinim această campanie, să convingem populația. Fiecare avem un vecin în stânga-dreapta, avem un neam, o rudă, care are un câine. Bă, te duci la el. Bă, ce nu cu cățelul? L-ai sterilizat? Nu, l-am. Fii atent că e amendă, fii atent că e aia. Uite, este campanie gratuită. Du-l acum acolo. Convingeți lumea să vină să sterilizeze câine. Foarte important. Da. Eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Cred că va veni ziua când veți înțelege cu toții ce cu fenomenul ăsta. Credeți că mi-e bine să am câini în oraș? Noi muncim de dimineață până seara, ne spatem pentru proiecte și ne strică fasonul că e plin de câini în oraș. Dar ce am adus eu de acasă? Sau i-a scos Tomița de poartă la el de acasă? Trebuie să înțelegem că este un fenomen care nu ține de cineva anume. Îi luăm. I-am luat toți. Toți loc, toți. Nu rămâne nici urmă de câine. Următoarea săptămână apar câine. Ce faci? Păi aia care ai luat, dai voi să o luați. Păi aia întreții până la sfârșitul vieții lor. 20 de ani de acum încolo. Bine, îi luăm și următoare. Îi luăm. De asta am zis. Facem experiența cu țară. Facem săculeți. Adunat. Bă, câți câine aici? Trei câine. Ăla maro, ăla așa și... Bun. Bacă aici. Plătesc frumos, pac. În jurul lor apar asfinte. Nu e nicio problemă, este loc, mai facem încă un cotet și pentru ceilalți. Dar de ce să facem între blocuri, să nu facem undeva unii găsimă unul? Păi l-am făcut, domnule, nu înțelegi că am făcut de 1000 de câini? Lăsați-l pe ăla. Bun, și mai facem de 1000. Păi dar cum facem atâtea țară cu vieță mii cu păi să-i vadă tot prostul. De-aia facem în fața blocului. Că tot tipă toți că nu luăm câini, nu luăm câini. Să-l vadă, băi, eu luat, eu băgat în țară, nu-i dracu să-i lați. Că acei câini, uite, că sunt țarți. Au apărut alții. De unde sunt ăia alții?